Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. O să încep dimineața cu o mărturisire, să știți. În momentul în care m-am angajat aici la Metropola TV, în momentul în care am devenit prezentator al matinalului, aveam 62 de kilograme și în acest moment aș vrea să vă spun că după un an și un pic am 55. Am slăbit vreo 7 kilograme, sănătos. Și m-am folosit foarte mult de alimentație, ceva sport și destul de multă disciplină. Am 3 mese pe zi, dar am o moștenire genetică pe care trebuie să o combat prin ceva mai multă muncă. Și în cazul în care vreți să știți cum să tonifiați musculatura picioarelor și fesierii, în această dimineață vă venim în ajutor. Mai degrabă, invitata mea, Alexandra Ruja. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Și eu îți mulțumesc că te-ai alăturat matinalului. În această dimineață o să fie două variante ale exercițiilor pe care tu o să le prezinți. Varianta corectă și varianta mai puțin corectă pe tocuri, un pic mai dificilă, cred, pentru cei care vor să pluseze. Da, nu este chiar recomandat să lucrăm pe tocuri, dar vom face astăzi ceva exerciții pentru tine puțin mai ușoare. Varianta un pic mai light și eu voi lucra cu banda. În primul rând, pentru a activa fesierii, pentru că asta este cea mai importantă parte a unui antrenament de fesieri, să-i activăm. Pentru că putem face exerciții cum sunt fandările, genuflexiunile și să le simțim doar în partea aceasta a quadricepsului și a bicepsului femoral, când de fapt le putem simți și lucra și fesierii. Așa că vom începe cu primul exercițiu pentru activarea fesierilor. Da? Okay. Și vom face o simplă extensie aici în spate. Da? 1, perfect. 2 și vom face câte 10 repetări pentru fiecare picior. 3. Știi ce, cu ce mă confrunt eu acum? Cu menținerea echilibrului pe tocuri. Exact. Foarte bine lucrează abdomenul pentru a-ți menține echilibru. 10. Și să facem și puțin din lateral. Și aici o să avem tot același, schimbăm piciorul, da? Okay. Și facem 10 repetări. 1, 2. Foarte important aici este să nu hiperextindem spatele. Okay. Spatele trebuie să se mențină drept. Și aici când facem extensia în spate, să încercăm să contractăm cât mai bine fesierii. Da? 2, 3, 4, 5. Cât de mult trebuie să lucrezi musculatura fesierilor până să obții ceva rezultat? Depinde. Ceva de 3 ani, parcă ultima oară când te-am întrebat, nu e da, așa? Da, da. Mă antrenez de aproximativ 3 ani. Rezultatele apar, bineînțeles, mult mai devreme, dar contează foarte mult dacă ne antrenăm acasă sau la sală. La un moment dat, lucrul doar cu greutatea corpului devine puțin, cum să zic eu, nu vor mai crește fesierii. Ei au nevoie de un volum destul de mare la antrenament. Deci, pentru tonifiere, pentru slăbire, antrenamentele acasă sunt perfecte. Dar dacă vrem să creștem, să mărim fesierii, este puțin diferit. Și aici vom avea nevoie de greutăți. Dar, bineînțeles, și acasă, mai ales în contextul acesta cu pandemia și așa, putem să ne achiziționăm un kettlebell și niște săculeți din aceea cu nisip, de punem la glezne și benzi elastice. Și tot acest echipament nu este foarte costisitor. Adică un abonament la sală, să zicem, undeva 150-200 de lei, de banii aceștia, să zicem că ne cumpărăm un kettlebell și un set de benzi elastice. Și pentru început este perfect. Deci, benzile eu le-am acasă, nu le-am folosit până acum, că am încercat să-mi creez o disciplină de a face sport în fiecare săptămână. Am ajuns la 4 zile pe săptămână în care fac sport, nu foarte mult, așa, perfect. Moderat, nu putem să ne comparăm în dimineața asta, eu sunt un puiuț așa la început. Și când vine vorba de lucratul fesierilor, îți recomand 3 antrenamente pe săptămână. Ok. Începând cu 2. Doar pentru fesieri. Da. Începând cu 2, după asta, dacă vrei rezultate, 3. Ok. Da? Mai am până să ajung acolo. Ce ne mai arăți în această dimineață? Bun, vom trece la un alt exercițiu pe care cred că îl voi face doar eu. Okay. Să nu ne accidentăm. Bine, da? Ai sesizat că și data trecută când ai venit am plișat puțin tot așa pe tocuri. Puțin, dar dacă zici că te antrenezi acasă.
Și aici vom face o fandare în spate și cu o extensie. Da? Ia să încerc. Perfect. La fandări, pentru a simți cât mai bine că lucrează fesierii și nu quadricepsul, ne lăsăm puțin centrul de greutate pe față. Chiar dacă ne lăsăm puțin centrul de greutate pe față, spatele trebuie să rămână drept. Ok. Și sus. Perfect. Iar dacă ne dezechilibrăm, ne oprim, după care facem extensia în spate, da? Și acum trecem și pe celălalt picior. Voi nu puteți să vă dezechilibrați dacă nu mă dezechilibrez eu atât. De obicei, ne dezechilibrăm în momentul în care nu ținem abdomenul încordat. Abdomenul stabilizează foarte mult poziția corpului. După care, vom face aceeași mișcare de fandare pe care o vom combina cu o îndreptare într-un picior. Ei, aici, aici... o să stau eu puțin liniștită. Da? Una. Cred că e foarte important și să avem grijă la postură și la felul foarte în care important executăm mișcarea ca să putem să lucrăm eficient. Am observat că dacă nu sunt atentă la postură, mi se pare foarte ușor antrenamentul și apoi mă gândesc, stai, e posibil să nu fi făcut corect exercițiile. Exact, exact. Și după cum am zis, este posibil să nu-ți simți fesierii dacă nu-i activezi înainte. Stăm foarte mult timp pe scaun, aceștia se atrofiază și în momentul în care începem antrenamentul, uite, de exemplu, eu am o conexiune destul de bună cu mușchii. Pot să fac, să zicem, două seturi de încălzire, cum ți-am arătat mai devreme, cu extensiile în spate și deja mușchii se încălzesc și un pic mai repede. Dar dacă ești la început, îți recomand să faci 3-4 serii până simți cât mai bine că s-au încălzit fesierii. Da? Care sunt mușchii care alcătuiesc acest ansamblu mai larg de fesieri? Avem trei părți. Gluteus maximus, medius și minimus. În special, acest exercițiu, care este aici, hip thrust sau podul, de aici. Acesta lucrează foarte, foarte bine fesierii. Și dacă adăugăm și greutate la el, îți recomand, îl poți adăuga în rutina ta de antrenament, chiar la toate cele 2-3 zile de antrenament. Sunt foarte multe variații pe care poți să le faci. Și de asemenea, ce lucrează iarăși foarte bine fesierii sunt îndreptările, dar pentru asta o să avem nevoie de greutate. De o greutate. Chiar și o bandă elastică din aceea lungă este foarte bună pentru început, pentru că sunt un pic un exercițiu mai dificil în ceea ce privește postura spatelui. Și aici foarte multă lume, până reușește să execute corect acest exercițiu, trebuie să-l facă eventual fără greutate. Îți iei chiar și de acasă un băț din acela de mătură și încerci aici să execuți corect, cât mai corect exercițiul, da? Ce e important aici când vine vorba de spate? Cum trebuie să fie spatele? Spatele drept? Trebuie să fie drept. De aici, șoldul merge în spate și nu în față aici. Și greutatea pe lângă corp, da? Spatele drept și până unde îți permite, foarte important, până unde îți permite flexibilitatea bicepsului femural. Dacă suntem un pic mai înțepeniți de la birou și așa, și fără o încălzire, putem să chiar și să ne accidentăm. Deci foarte, foarte important, înaintea oricărui antrenament, încălzirea este sfântă, da? Și după cum îți ziceam, aici șoldul merge în spate și aici greutate. Putem să îndoim puțin genunchii dacă ni se pare mai dificil la început? Sau... Chiar îți recomand să-ți îndoi genunchii, pentru că astfel îți vei simți și mai bine fesierii. Dacă stăm cu genunchii perfect drepți, de aici și presiune se pune pe genunchi, da? Ei foarte puțin flexați, chiar și un pic mai mult. Și aici și sus, da? Și hai să vezi cu timpul, cu cât execuți mai mult acest exercițiu. Uite, de exemplu, dacă nu ești sigură pe execuția lui, faci exercițiul cu banda sau chiar fără greutate, faci 2-3 serii chiar așa la fiecare antrenament. Și o să-ți intre în ritm și astfel o să faci din ce în ce mai bine exercițiul. Mai ales, foarte important, inițial o să simți puțină durere în zona lombară. Este absolut normal pentru că îndreptările sunt și un exercițiu care lucrează zona lombară.
Deci automat este puțin, adică este probabil să simți un pic de durere acolo. Nu este nimic greșit, pentru că lucrează și mușchii aceia, dar când ai o conexiune, cum ziceam, dezvoltată cu fesierii, acea zonă nu o să mai simți deloc. Ai elucidat-o, mister, săptămâna trecută am avut mari dureri de zonă lombară, nu înțelegeam de ce îmi spui, am făcut sport totuși, nu ar trebui să mă doare, dar uite. Atât chiar și de la genuflexiuni, pentru că de aici, dacă flexibilitatea bicepsului femoral nu este foarte mare, spatele și fundul are tendința să se ducă aici, sub tine. Da? Atunci când te ridici, cine ridică fundul de sub tine? Lombarul, și automat acesta lucrează. Cum reușești să nu depășești cu genunchiul glezna în momentul în care faci genuflexiuni? Genuflexiunile? Deci am înțeles că aici există o mare problemă și un mare risc de a face mai mult rău decât bine. Da, deci, în ultima vreme s-au schimbat puțin lucrurile. Genetica fiecăruia este diferită. Și de aici, dacă foarte puțin ție genunchii ți se duc în față, să zicem că îți depășesc foarte, foarte puțin vârful. Nu este chiar o problemă. Ideea e ca să nu le faci aici. Deja aici numai. Dar de aici, dacă foarte puțin îți depășesc, nu este nicio problemă, pentru că așa este construit și genunchiul și toată articulația. Pentru că ai să vezi că noi nu putem să urcăm scările fără ca genunchiul să ne treacă de vârful degetelor. Și asta l-ai zice că urcând scări, o să ai dureri de genunchi. Nu, așa este făcută articulația, să meargă puțin în față. Dar, foarte important, aici nu. Deci e important mereu să ne concentrăm pe bazin care pe se bazin, în spate. Bazinul merge tot timpul în spate. Da? De aici încerci cât mai mult. Un lucru care te poate ajuta, te pui la perete, da. O să te pui în fața unui perete și ai să încerci să te lași. Și ai să te lovești cu genunchii, dacă se duc mult prea în față, ai să te lovești de perete. Și astfel o să se ducă corpul în spate. Aha, am înțeles. Exact. Este foarte interesant. Da. Mai ales dacă suntem începători și vrem să învățăm corect, ca să nu fie nevoie să reparăm ce am făcut greșit. Ce am făcut greșit de la început. De asemenea, putem să învățăm să facem genuflexiuni așezându-ne pur și simplu pe scaun. Aceasta este cea mai simplă metodă. Te așezi pe scaun, îți corectezi puțin postura și de aici o să te așezi pe scaun. Important este să ai distanță de la scaun la călcâi și încerci să te așezi și să te ridici. Și asta mi se pare cea mai simplă metodă, așa reușesc să învăț multe lume să facă genuflexiunile corect. Ce alte exerciții mai putem să facem pentru fesieri? Pentru fesieri. O să facem niște genuflexiuni, cum ți-am arătat mai devreme. De aici o să facem și o extensie în lateral, da? Pentru a lucra partea laterală a fesierii. Și de aici. Să încerc. Aici o poți să faci doar genuflexiuni normale. Ok. Da? Deci e foarte important. De ce menții mâinile sus? Ca să așa îmi găsesc eu drept? Echilibru și mă ajută să mențin postura. Da? Și aici, foarte important, când extindem piciorul în lateral, ne concentrăm la fel, pe fesieri. Nu extindem piciorul doar de dragul de a-l extinde, da? Cum ziceam, mai ales în zona aceasta a picioarelor și a fesierilor, când facem antrenamentul, trebuie să fim acolo, să ne focusăm pe el, ca să simțim cât mai bine antrenamentul, da? Și pentru a lucra cât mai bine fesierii, când facem genuflexiuni, distanța picioarelor să fie depărtată. Da? Și un pic vârfurile în exterior. Exact. Și din moment ce învățăm să facem genuflexiunile așa corect, o să putem face încă un exercițiu foarte important în lucrul fesierilor, îndreptările sumo, care practic se aseamănă de aici postura la genuflexiuni, de aici la îndreptări și de aici sus. Și la fel, ca și la celelalte îndreptări, putem să lucrăm cu banda elastică, exersăm cât mai bine, cât mai bine. Deci, vă sfătuiesc înainte de a trece la antrenament cu greutăți, să încercați cu greutatea corpului. Și dacă aveți prin casă oglindă, este perfect. Uitați în oglindă. Parcă mă ghebășesc. Hai să mă ridic puțin. Da? Și lucrând așa, să zicem, timp de o lună,
Îți intri în ritm garantat. Să știi că am observat că și dacă încerci să filmezi exercițiile te ajută, dacă nu ai o oprindă, să-ți corectezi postura. Când îți corectezi m-am văzut pe filmare, după asta, da. Am zis, aoleu, nu e bine ce fac. Și am luat cumva fiecare exercițiu în parte și apoi am corectat postura și am mers da, mai departe. Da, exact. Îți dai seama destul de ușor că forma exercițiului nu este corectă. Cum arată un antrenament pentru tine? Prima dată te încălzești câte minute? O încălzire de 7-10 minute. Uh-huh. Dacă, depinde. Dacă mă antrenez la sală, pe un aparat de cardio, o bicicletă, o bandă, așa, acasă fac o încălzire activă. Gen de sărituri, puțin sărit coarda. După care încep cu activarea fesierilor. Când vine vorba de antrenamentul de picioare, când vine vorba de antrenamentul de, pentru partea de sus, îmi lucrez prima și prima dată lombarul. Mm-hmm. Lombarul susține foarte mult coloana, este un mușchi foarte, foarte important pentru care cauzează dureri de spate. După care lucrez pentru postură. Mm-hmm. Rotesc umerii, îmi încălzesc și umerii și lucrez și pentru postură, după care trec la antrenamentul propriu-zis. La antrenamentul fesierilor, activarea fesierilor, după care îmi aleg două exerciții, cum sunt genuflexiunile și îndreptările sau fandările, depinde ce vreau să fac primul exercițiu și le fac fără greutate. Fac 3-4 serii fără greutate să văd dinamica, să văd dacă m-am încălzit suficient, nu trec imediat la greutăți. Pentru că dacă nu te-ai încălzit suficient, o să cârcâr, știi? Pe la genunchi ai să simți. Și fac fără greutate 2-3 serii, după care fac o serie cu greutate mărișoară, după care trec la seturile de lucru pentru că sunt foarte bine încălzită. Îți mulțumesc tare mult că ai venit în această dimineață să ne ajut să începem așa cu mișcare și voie bună și te mai așteptăm pe la noi. O să încerc să nu mai trișez data viitoare, să facem exercițiile împreună. Sigur, cu mare drag și vă mulțumesc! Haideți să completăm puțin informația în această dimineață. Dacă am vorbit despre sport, să vorbim și despre alimentație și avem o rețetă interesantă. Tot așa, un pic pentru trișori, e o rețetă de ton în crustă de Susan. Bănuiesc că necesită ceva prăjire aici, trișăm puțin, dar cred că este foarte gustoasă rețeta, mai ales că vine de la colega noastră Mihaela Popescu. I-a gătit-o alături de șef Costin Cuzdrioreanu. Bun găsit! Ce nu știați despre mine este că sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă show de cooking, de ingrediente, de plating, dar nu, stați puțin, nu gătesc eu, am nevoie de specialist. Astăzi lângă mine este Costin Cuzdrioreanu. Aflăm împreună ce rețetă pregătește. Bună, Costin! Astăzi, bună, Mihaela, și bine ați venit la noi în bucătărie. Ce să spun? Ce rețetă pregătim astăzi? Păi, să spunem în felul următor. Călătoritul nu ne-a deschis doar mințile, ci ne-a deschis și papilele gustative. Așa. Am descoperit, printre alți pești, un ton roșu. Preferatul meu. Este o proteină, la gust mulți ar putea spune că seamănă cu vita. N-are foarte multe calorii, este ușor de gătit. Mulți îl folosesc ca și sashimi pentru sushi, folosesc pentru rolurile alea. Dar eu o să adaptez ceva ușor, astfel încât să vă fie... cum să zic eu, rapid de făcut acasă. Drept urmare. Ce ingrediente folosim? Avem tonul roșu pe care l-am cumpărat congelat. L-am lăsat la decongelat undeva 24 de ore la temperatura frigiderului. După care avem susanul cu care vom completa crusta de care am vorbit și zic să ne ocupăm ușor-ușor cu baițul pe care l-am folosit la mai multe rețete. Și avem... baby spanul, cum am spus așa. Tonul roșu are nevoie de prospețime. Mie îmi place prospețime. Exact. N-am cum să refuz de fiecare dată doza aia de verde, de pătrunjel, de spanac, de verde. Deci îl vom pune pe un pat pe un pat de baby spanac. Da. Ce avem aici, te rog? Păi aici va fi sosul complementar pentru tonul roșu, astfel încât în momentul în care eu îl voi prepara la plită, în cazul celor de acasă veți face pe o tigăiță, mijlocul să vină efectul ăla de bețigașe, de puneți în sosul de soia, să-i dea salinitatea necesară.
l-am lăsat suficient să se odihnească în giulgiul lui. Nu da. Rămâne decât să-l scoatem. Frumos. Hop. Așa. Așa, facem iar acum. Frumos. Patru, exact. Ce drăguț. L-am ascuns. Exact. Așa, nu mai să fie e. completat. E gata, exact trebuie. Ia să vedem ce ne-a ieșit. Bine arată, da. Foarte bine arată. Hop. Ia să vedem. Oh, da. Foarte bine arată. Și dacă se poate vedea. Super. A rămas zemos. Suculent. Bun. Face un pat de baby spanac. Exact cum am spus. Da. Zăm frumos. Simplu, rapid, ușor, da, sănătos bun. Și bun. Cel mai important, faptul că este sănătos și bun, rămâne la final să-mi zici. Da, da, da. Ia să vedem. Opa! Îl așezăm frumos. Și facem așa să alterneze partea înaltă. Sosul de soia. Da. Poți să-mi dai tu așa un pic de susam proaspăt din jur împrejur? Ingredientul vedetă de astăzi este susam. Așa. Bine? Sunt bine? Perfect. Poți să-mi adaugi și pătrunjelul pe care da. L-ai tocat. Din jur împrejur. Hop. Am înțeles. Ia uite ce frumos arată farfuria noastră. Fii atent aici. Și hai să tăiem și niște lime. Lime-ul este ceva mai dulce decât lămâia. Și poate da. Cine știe, aveți o preferință și pe partea asta de citric, pe care eu tot îl consac. Hop, hop, hop. Ce farfurie frumoasă am făcut împreună! N-avea cum altfel. Nota 10 cu felicitări. Vai. Peștele vorbește de la sine. Este un pește bun, este un pește savuros, chiar dacă este un pește, mulți ar spune ușor fad, dar devine fad în măsura în care îl gătești prea mult. Cu cât îl lași înspre mijloc să-și păstreze sucul specific peștelui, el e completat de soia, dacă vreți lămâie, și baby spanacul are doar rolul de a-i oferi prospețimea pe care o tot o zic eu. Perfect. Mulțumesc frumos, Costi. Cu mare plăcere, Miha. Cu mare plăcere și ce zic, oameni buni. Poftă bună și să ne vedem cu bine. Vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Sunt Mihaela Popescu și ne revedem data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Poftă bună! Rămânem puțin în zona sportului în această dimineață. Să știți că a fost spectacol de lumini pe stadionul olimpic din Berlin. Germania va găzdui în mai puțin de 3 ani campionatul european de fotbal, iar logo-ul oficial al acestuia a fost prezentat. Logo-ul a fost inspirat de cele 55 de asociații membre UEFA, iar culorile țărilor sunt așezate în jurul trofeului. Oficialii Euro anunță că prin aceste culori celebrează astfel diversitatea fanilor și a fotbalului european. Trecem de la fotbal european la fotbal românesc, foarte puțin, așa consider eu să fac în această dimineață. Am înțeles că Marius Șumudică și-ar fi dorit să meargă să antreneze echipa Rapid, chiar și gratis. A spus că ar fi făcut asta cu toată inima, cu inima deschisă, pentru că este echipa lui de suflet. Aș vrea să mai aflu și alte amănunte din lumea fotbalului, motiv pentru care în această dimineață ne auzim cu colegii noștri de la Sport Total FM, cu Daniel Nazare și Gabriel Maricescu. Pe această cale vă spun bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Da, și Șumudică a spus lucrul ăsta chiar aseară, nu? La Sport Total FM.
Da, este o chestie de genul, domne, aș veni, dar atâta vreme cât există antrenor acolo, mai ales că e Miță Iosif, nu va face lucrul ăsta. Unii spun că se alintă, alții spun cum e Daniel, că bagă bățul prin gard, testează marea cu degetul, nu știu, rapidist este. Asta e o certitudine. Cu venitul în Giulești, eu doar atâta vreau să vă spun, că în momentul în care s-a discutat prima dată de chestia asta, el a spus, dom'le, eu iubesc Rapidul, dar vreau să merg în străinătate. Am oferte din Turcia, de unde? Din fotbalul arab. După care a venit discuția cu FCU Craiova. Și a discutat chestia asta. A discutat inclusiv cu patronul clubului aflat în închisoare. După care, aseară, a adăugat, dom'le, mi-aș dori și gratis, dar... Nu știu, e clar că și-ar dori. Întrebarea este dacă își dorește acum sau e cu adevărat predispus unui transfer în străinătate, unei plecări în străinătate. Eu cred că ar fi un pas înapoi și dacă ar veni la Craiova și la Rapid. Până la urmă a câștigat totuși titlul cu Astra, a antrenat în Turcia la nivel de prim eșalon, a fost la CFR Cluj, care era campioana României, cu tot respectul pentru fanii celor de la Rapid și de la Craiova, cred că este un pas înapoi. Ideea lui e să crească, da? Să ajungă un antrenor din ce în ce mai bun. Dacă se mulțumește să fie un antrenor de Liga 1, poate să antreneze în continuare oriunde în Liga 1, poate să ducă și la Sepsi Sfântul Gheorghe, poate să ducă și la FCSB, cum s-a mai vehiculat, dar eu cred că dacă își dorește mai mult, trebuie să încerce altceva. Bine, pas înapoi a făcut și Reghe, că am venit din străinătate în campionatul nostru, pas înapoi a făcut și Edi Ordănescu, venind de la echipa campioană la formația care n-a câștigat titlul de 5 ani? 6. Sau 6 ani. Adică e relativ până la urmă. Poate că asta este discuția în fotbalul românesc acum, că nu avem antrenori pe care să-i folosim în străinătate, da? Mm-hmm. Cu excepția lui Olăroiu, a lui Răzvan Lucescu, a lui Mircea Lucescu, ceilalți, deși câștigă campionate în România, nu sunt angrenați în alte campionate mai puternice. Da, și cu atât mai puțin în campionate din vestul Europei. Adică acolo e chiar complicat. Răzvan Lucescu este un antrenor care, iată, își găsește de lucru, dar nu e în vestul Europei. Da. E în Uniunea Europeană. Da. E în Uniunea Europeană, ceea ce e totuși o chestie. Da? Și revine la echipa pe care a făcut-o, a ajutat-o să devină campioană după câți ani, nici nu mai știm câți. După foarte mulți ani. După foarte mulți ani, cu un lot mai slab, cu condiții mai sărăcăcioase decât în urmă cu 3 ani, dar iată-l că încet, încet și acolo își pune amprenta, ceea ce arată că e un antrenor bun, nu este un antrenor cu rezultate întâmplătoare. Dar sunt puțini, sunt foarte puțini. Da. Ne pregătim de meciul cu Germania de mâine, sigur că o să mai discutăm pe acest subiect, dar deja ne facem calcule și ne gândim și la ce se întâmplă în cealaltă partidă, Islanda-Armenia, cum ar fi bine pentru noi. Sigur că nu ne dorim să învingă Armenia, ne dorim o victorie sau punct al României, dar este foarte, foarte greu. Se joacă în Germania, Germania este cine este, are un nou selecționer, practic toate lucrurile ar fi în favoarea lor și dacă ar pierde nemții, tot ar fi favoriți la primul loc. Da, știu că lumea e puțin speriată de faptul că a venit un nou antrenor, deja era multă blazare cu Löw. De vreo 13 da, ani. Da, iar Flick a făcut fotbal spectacol la Bayern. Și atunci ne gândim și noi, dom'le, una a fost Germania pe care am întâlnit-o la București și alta și bătută și de Macedonia, să nu uităm, și alta este Germania de astăzi. Mulți jucători noi nu sunt, că până la urmă baza de selecție și a lui Flick e aceeași, dar contează și antrenorul. Contează, cu siguranță. Vom vedea dacă va fi un alt stil. Eu cred că va fi alt stil. Joachim Löw mergea foarte mult pe pragmatism. Da? La Flick, ei, așa cum spui tu, are și o doză de spectaculozitate. Uh-huh. Sau cel puțin așa am văzut-o noi la Bayern München. Bănuiesc că nu va fi diferit față de ce se întâmplă la campioana Germaniei. Suntem cu ochii pe Indian Wells, mă rog, de la mare distanță, dar meciurile sunt televizate și în România, pentru că e foarte probabil ca în 48 de ore, cam așa, nu? Sau 72. Să avem un meci între Simona Halep și Emma Răducanu. Ambele și-au aflat adversarele din turnul
turul secund, au fost libere în prima manșă și ambele adversare sunt la îndemâna celor două. Simona va întâlni pe Kostiuk, iar Rema Răducanu pe Sajnovic. Adică se cam aliniază planetele pentru un meci între Simona și Emma Răducanu în turul 3. Dar să nu uităm că mai avem două jucătoare în afară de Simona acolo. Irina Begu aseară a făcut pasul spre turul 2, în timp ce Sorana Cârstea era deja calificată, fiind cap de serie numărul 32 și continuă și ea cursa alături de cele două. Plus vestea că Simona a ales să joace și la dublu, alături de Gabriela Ruse, cea care azi noapte a fost învinsă în runda inaugurală de pe tabloul principal. Ea, nu uitați, a venit din calificări. Spania este prima finalistă a Nations League, competiția inventată de UEFA ca să mai ajungă echipe precum Macedonia de Nord la turneele finale. Spania va întâlni duminică în finala de pe San Siro învingătoarea partide din această seară dintre Belgia și Franța. Este practic a doua semifinală a acestei competiții. Și încheiem cu o știre din handbal pe care o vom detalia imediat după ce ieșim de la Metropola, pentru că vom vorbi cu antrenorul Gheorghe Tadic. România învinge Insulele Feroe în preliminariile campionatului european la 7 goluri diferență, dar după o primă repriză destul de chinuită, așa, și am avut, să spunem, o imagine a ceea ce înseamnă, o primă imagine a ceea ce înseamnă România fără Cristina Neagu, care, după cum știți, este retrasă temporar, ne spune, din echipa națională. Duminică este meciul cu Austria la Viena, să sperăm că vor veni vești mai bune din handbalul feminin. Cam atât pentru astăzi, Georgia, ne revedem mâine dimineață. Toate bune! Toate bune! Mulțumim tare mult, băieți! Pomeneați mai devreme despre faptul că se aliniază astrele. Să știți că aici, la matinal, eu ar trebui să vorbesc despre alinierea planetelor și o să vă iert în dimineața asta, căci și eu mă mai bag peste veștile voastre sportive. Se acceptă, iar dumneavoastră celor de acasă vă spun că dacă vreți să aflați cum se aliniază astrele acum, este momentul să fiți atenți, pentru că urmează horoscopul zilei. Berbec, ziua ta va fi foarte productivă din punct de vedere profesional și te vei bucura de roadele muncii depuse în ultima perioadă. Mai mult de atât, în această seară vei avea ocazia să participi la o reuniune socială unde te vei face remarcat. Ai posibilitatea să legi prietenii noi sau chiar să cunoști o persoană de care te vei îndrăgosti. Taur, deși aveai făcute planuri foarte mari cu privire la o investiție, ar fi bine să le revizuiești înainte să le pui în practică. Este foarte posibil să se strecoare o greșeală undeva care te poate pune într-o situație neplăcută. Partenerul de viață va fi destul de distant față de tine, însă ar fi bine să nu-i faci reproșuri, ci să discutați calm ca să vă dați seama unde este problema. Gemeni, ziua de astăzi va fi foarte profitabilă pentru tine. Vei duce până la capăt un plan mai vechi, însă trebuie să-ți păstrezi calmul. De asemenea, este important să-ți ții în frâu tendința naturală de a critica foarte mult. Pe parcursul zilei este foarte posibil să apară un conflict minor cu partenerul de viață, care însă nu vă poate rupe legătura dacă tratați situația cu seninătate. Rac, este necesar să fii foarte prudent în această zi. Nu toți oamenii din jurul tău sunt mânați de intenții bune și trebuie să înveți să nu te lași păcălit. Intuiția ta funcționează foarte bine și te va ajuta să eviți toate situațiile neplăcute în care riști să fii pus. Partenerul de viață te va încuraja și îți va oferi tot sprijinul moral de care ai nevoie. Leu, colegii tăi de muncă vor avea astăzi mai mult chef de vorbă decât să lucreze, iar acest fapt va duce la un val de bârfe și mărunțișuri malițioase. Nu te lăsa prins în această conjunctură și încearcă să pui distanță între tine și aceste lucruri lipsite de importanță. Dacă nu ți-ai găsit încă un partener, în această seară vei avea posibilitatea să cunoști o persoană care îți poate face inima să bată mai repede. Fecioară, este posibil ca astăzi să simți nevoia de a ieși din rutină. Astrele îți oferă posibilitatea de a fi liber și de a explora necunoscutul. Chiar și așa, nu forța limita, deoarece este posibil să fii rănit sentimental. Spre seară, particip la un eveniment important. Balanță. Dacă lucrurile în viața profesională sunt mai complicate în această perioadă, nu același lucru putem spune și despre relația sentimentală. Din contră, se pare că tu și partenerul de cuplu sunteți într-o perioadă foarte frumoasă în care vă înțelegeți de minune. Scorpion, primești o sumă de bani importantă și te gândești să faci câteva investiții. Astrele îți recomandă să eviți orice inițiativă riscantă în domeniul financiar, deoarece este posibil să pierzi tot ce investești. Dacă vrei să vezi rezultate, îți recomand să investești în locuință.
săgetător. O senzație ușoară de stare generală de rău va fi problema principală astăzi. Poate începe cu o răceală, însă trebuie să fii foarte atent pentru a nu se agrava. Stresul acumulat în ultima perioadă și epuizarea din cauza ritmului de muncă vor fi cauzele principale ale stărilor pe care le ai. Un control de rutină este recomandat. Capricorn. Persoana iubită trece printr-o perioadă mai dificilă, așa că trebuie să îi fii alături. Trebuie însă să păstrezi o distanță, astfel încât să îi lași spațiul necesar pentru a se ocupa așa cum trebuie de situația cu care se confruntă. Seara este una mai liniștită. Vărsător. Prima parte a zilei pare să fie destul de liniștită pentru tine. După orele prânzului, ieși în oraș cu persoana la care ții foarte mult, care te ajută să iei o decizie importantă cu privire la o problemă care te macină de foarte mult timp și pe care nu reușeai să o rezolvi. Pești. Astăzi primești o ofertă de colaborare destul de interesantă. Îți dorești să o accepți, însă deja ești implicat într-un proiect important. Astfel îți recomandă să îți gândești foarte bine mișcările pe care vrei să le faci, deoarece este posibil să te grăbești și să alergi după doi iepuri, trezindu-te că la sfârșit nu ai prins nimic. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și dacă ne-am ocupat de veștile din lumea astrelor, să revenim puțin cu picioarele pe pământ și să aflăm câteva știri importante din lumea reală, cea pe care o experimentăm cu toți. Suntem în plin val 4, iar rata de incidență continuă să crească. Alarmant este că tot mai mulți elevi se infectează. În ceea ce privește totalul cazurilor de elevi care au fost confirmați în ultimele 14 zile, cifra este undeva în jur de 3700 de elevi în ultimele 14 zile. Totuși, raportarea la nivel de București se face la o cifră de aproximativ 285.000 de elevi. Totalul despre care vorbim la nivel de București. Deci, practic, aproximativ 3.700 de elevi confirmați raportați de către școli în ultimele 14 zile, dintr-un total de aproximativ 285.000 de elevi înscriși în unitățile de învățământ din București. În rândul părinților, prezența elevilor în școli a devenit un motiv de nemulțumire. Reprezentanții acestora au declarat că rata de incidență mult prea crescută reprezintă un pericol greu de evitat. Toți ne dorim școală față în față, dar nu în condițiile actuale. Noul ordin comun atrage nemulțumirea majorității părinților, atât încât vorbim de rate ale incidenților mult, cu mult peste 6 la mie. Spuneați că în București vorbim de o rată a incidenței de aproape 11 la mie. Gândiți-vă că acești elevi nu ajung la școală parașutați, ajung prin mijloace de transport în comun și riscul de transmitere de acestui virus este enorm de mare. Datele Inspectoratului Școlar București arată că, de la debutul pandemiei și până acum, aproximativ 73.000 de elevi învață în online, adică aproximativ un sfert din populația școlară. În București, rata incidenței de coronavirus a ajuns la aproape 11 la mie. La mai puțin de o lună de la deschiderea școlilor au început conflictele între profesori și elevi, dar mai ales între părinți și profesori pe tema măsurilor de protecție. În Slatina, o elevă a fost dat afară din sala de clasă pentru că refuza să poarte corespunzător masca de protecție. Mama acesteia a venit de îndată la școală pentru a cere explicații pentru cele întâmplate. Avem de-a face cu tabere pro-vaccin, anti-vaccin, pro-mască, anti-mască. Din discuțiile pe care le-am avut cu doamna directoare, se pare că mămica face parte din categoria părinților care susțin că această boală, că acest virus nu există și în condițiile acestea și atitudinea fetiței este în concordanță. Tatăl elevei a făcut o postare pe pagina de Facebook, iar în secțiunea de comentarii, acesta este încurajat de oameni să apeleze la violența fizică pentru a rezolva problemele de la școală. Profesoarei în cauză nu i se poate aplica o sancțiune, deoarece aceasta a acționat perfect legal, potrivit regulamentului sanitar. În momentul în care un profesor acționează legal, noi nu putem să-l sancționăm. Atâta timp cât un profesor, în condițiile acestea ale epidemiei, merge pe ideea respectării normelor, noi nu putem să sancționăm. În momentul în care profesoara a aflat faptul că va fi dată în judecată pentru purtare abuzivă, aceasta a decis ca alături de avocatul său să-i cheme și ea în judecată pe părinții fetei. Cele două părți vor rezolva astfel conflictul în instanță.
Supărat că a căzut Facebook și nu poate vorbi cu nevasta, un bărbat din Reșița a sunat la 112. Individul s-a plâns că nu-și poate apela soția pe Messenger de câteva ore. Un bărbat din Reșița a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a sesiza că este nemulțumit de faptul că nu funcționează o rețea de socializare și nu poate vorbi cu soția sa. Acesta a fost consiliat de către polițiștii centrului operațional și avertizat cu privire la utilizarea serviciului pentru apeluri de urgență 112. Cetățeanul nu a fost amendat, dar a primit o avertizare. În tot acest timp, alți oameni nedumeriți de ce nu merg rețelele sociale au plătit facturile în avans sau și-au restartat telefoanele. Haosul cel mai mare a fost însă la sediul central din California. Acolo, angajații chemați de urgență la muncă nu au reușit să intre în clădire pentru că nu le mai funcționau nici codurile de acces. După câteva ore, a fost identificată problema. Oficial, ar fi vorba de o modificare defectuoasă de configurare. Facebook and Instagram were hit by a massive outage and stopped working for millions of users. Yeah. It was amazing. Get it out. Întâmplarea a fost și un motiv de glumă. Majoritatea userilor au migrat spre alte rețele. Cea mai mare aglomerație a fost pe Twitter, unde glumele s-au ținut lanț. Pana ar fi dus la pierderi de $7 miliarde pentru Mark Zuckerberg, cofondatorul rețelei sociale. Facebook este cea mai mare companie social media din lume. Doar în România sunt peste 12 milioane și jumătate de utilizatori. Simt așa cumva că prima parte a emisiunii este dedicată informației la modul general și o să-mi fie foarte greu în această dimineață pentru că eram obișnuită să mă uit așa în platou către Ileana Voicu-Ghinea și să am parte în acest context de rubrica Revista Presei, dar e foarte important că rubrica Revista Presei se întâmplă chiar acum. Vă spuneam că este puțin atipic pentru că astăzi ne auzim cu Ileana pe Skype. Bună dimineața! Ileana, m-ai lăsat singurică! Bună dimineața! Hai, da, bine că ne auzim așa! Vai, câte emoții am, ferească Dumnezeu, că pică netul, că se sucește treaba! Că ne ducem, că nu ne auzim, haură, trebuie să stau și cu minte, trebuie să și vorbesc, trebuie să știu și ce zic. Vai de viața mea, ce faci, Georgico? Bine, uite, încerc să te liniștesc, să știi că noi suntem o echipă fabuloasă și o să avem grijă de absolut tot, așa că relaxează-te. Eu n-am emoții pentru voi, eu am emoții pentru mine, ce crezi? Păi tocmai, preluăm noi și emoțiile tale în dimineața asta. Ce ne-ai pregătit? De acolo, de la tine, de acasă, unde stai cu puradelul number 2, despre care știm că învață online? Da, s-a întâmplat ceea ce preconizam cum să se întâmple. Puradelul number 2, am intrat, sunt la modă și eu, în sfârșit sunt la modă, dragă. Puradelul number 2 este online, puradelul number 1 online. Acum, pentru... Exact. N-a scăpat niciunul, am înțeles. Pentru puradelul number 1 nu mi-aș face mari griji, pentru că se descurcă, însă la clasa pregătitoare avem o problemă. Motiv pentru care, iată-mă, o mamă modernă, cum stau eu și fac TV-ul de pe canapeu, ca să și anume zic așa. Da, asta e, bine că avem tehnică, bine că putem, bine că se întâmplă. Ai muncit ceva la ce ai pregătit astăzi? Am văzut că sunt foarte multe titluri interesante. Cu ce începi? Păi da, pentru că am muncit, pentru că am cam stat degeaba, practic, cât am stat și atunci a venit vremea să facem bine și avem și foarte multe informații. Începem, așa cum se poate vedea lesne, cu un articol din Gândul. Ministrul Educației anunță că se vor majora bursele elevilor, dar nu uităm că se majorează și nota de la care pleacă bursele pentru rezultate foarte, foarte bune. Potrivit ministrului, în ședința de guvern a fost adoptată o hotărâre privind stabilirea cuantumului minim al burselor diferențiate pe categorii. Ne anunță Gândul cu cât vor crește bursele de 5 ori cică, de la 100 de lei la 500 de lei. Ne referim aici la bursele de performanță, iar bursele de merit se vor dubla de la 100 de lei la 200 de lei. Lucrurile astea se vor simți, se vor vedea din semestrul și anume 2. Ești foarte cumințică. Ești foarte cumințică. Păi nu, să nu te recunosc. Păi dacă vreau să stau așa, să nu ies de fereastră, să nu se sucălească netul, să te uite așa. Nu s-a sucălit până acum, nu? Nu, e minunat, te auzim perfect. Ce urmează? Doamne ajută! E că dacă nu mă vedeți, nu e o problemă. Important e să mă auziți, asta e dubla. Eu mă mai uit din când în când și pe telefon, pentru că el se mai și închide și eu nu mai știu ordinea. Și e bine, yes! Mediaflux.ro, avem o nouă
Avem un nou prieten, n-am mai dat până acum știri de la ei, dar mi-au plăcut. Și am aflat, băi, ai vorbit și tu despre căderea lui Facebook și lui Instagram și lui WhatsApp, practic ce-a închis lumea cu două zile, da? Am vorbit. Dar nu m-am panicat, asta, uite, bă, măcar atât. N-am făcut, m-am dus la culcare, liniștită, am zis, mă, până mâine își revine. Și și-a revenit. Da, nici eu nu m-am panicat, ferească Dumnezeu. S-au panicat zecile de milioane de utilizatori care în momentul în care au văzut că nu mai merge pe WhatsApp, că nu mai merge pe Facebook, că nu mai merge pe Instagram, s-au apucat de Telegram. Eu n-am așa ceva. Nici eu n-am. Și nici n-am avut curiozitatea să-mi fac. Nu, cred că am pierdut nimic. Câteva ore fără social media și cam atât. Mamă, și ce bine a fost. Mamă, știi că circula o glumă pe internet că ceva de genul a picat Facebook-ul, WhatsApp-ul și Instagram-ul și am descoperit cât de mișto sunt oamenii cu care stau în casă. Posibil, dar și asta. Bine, oamenii mei cu care stau în casă nici nu erau acasă la ora aia când eu dorm, ei abia vin de la munci. Asta e un pic complicat. Toată lumea fericită. Ba da, mai sunt fericită. Mai și nu muncește lumea pe lumea asta, ca să-mi dea mie pensie, că mă apropiu. Ai ceva și despre pensii în dimineața asta? Bați așa vreun apropo? Habar n-am. Am? N-ai, nu, zic eu. N-am. Zic eu, nu. Singura poveste cu banii este că mie mi-intră astăzi salariu și că să măresc bursele, atât. E de bine oricum. Lasă așa. Ai văzut? Am răspuns pentru orice. N-ai zis nimic de carcalac, Ileana, în dimineața asta. Eu nu mai vreau cu carcalacul. Deci eu m-am săturat cu carcalacul vieții. Pentru că, practic, am fost... Bine că încă mai realizez că sunt la televizor, totuși. Ia uite ce fructe am eu în spate, vezi? Viața sănătoasă la tine acolo. Normal, păi da, ca să nu avem carcalac, despre ce vorbim. Cam speriat eu săptămâna trecută că am fost atât de aproape de carcalac încât nu mi-am imaginat vreodată că pot fi. Și practic prestez niște scobiri în nas de vreo 4 zile și nu mai vreau să vorbesc de carcalac, dar vorbesc de certificatele verzi pe care le primesc cei care se vaccinează, au trecut prin boală, bla 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 bla, știm, ca să intrăm și noi pe la restaurante, pe la cinematografe, pe la concerte, pe la fotbal, pe la nu știu ce. Doar că, ce crezi, așa cum e românul inventiv, mă rog, asta nu e neapărat o veste nouă pe care ți-o dau, au început să apară alea pe sub mână, știi cum era pe vremuri, stăteam și luam pe sub mână. Dacă în regimul trecut pe sub mână luam mâncare, acum luăm certificat verde. Ca să se sedimenteze schimbarea, trebuie să treacă niște ani. Aparent nu sunt suficienți. Nu se sedimentează, că nu e în ADN. 30 și... Iubita mea, nu e în ADN, despre ce vorbim, dacă nu se descurcă românul, dar apoi cine se descurcă altfel. Dacă cumva ne bate năcazul, să nu ne bată năcazul, să ne gândim că am putea să sucălim o treabă de genul ăsta, intrăm pe mediaflux.ro și vedem exact despre ce e vorba. Nu e de glumă, ne-o luăm rău, ne-o luăm și de pe la poliție, ne-o luăm și de la ăla care vrea să ne păcălească, ne-o luăm, Doamne ferește, și de la medic, pentru că noi am mai discutat chestia asta. Dacă ajungem să ne luăm acel certificat și ajungem la medic cu carcalac, s-ar putea să nu primim tratamentul de care avem nevoie. Zim și cu zilele libere. Nu, zic cu zilele libere, lasă-ne pe noi, că noi suntem în lumea noastră acum. Da, primim zile libere dacă ne vaccinăm. Primim pentru fiecare doză, am înțeles că primim zile libere, fie că suntem angajați, fie că suntem studenți, este totul pe o bază de concediu. ZF.ro ne anunță chestia asta. Angajații vor putea cere o zi liberă plătită de la locul de muncă pentru fiecare doză a vaccinului împotriva COVID-19, conform unei legi adoptate la sfârșitul lunii iulie. Și intrăm pe ZF.ro și vedem exact despre ce e vorba și cum ne încadrăm și cum nu ne încadrăm. Eu știu că tu stai la casă, dar știu că ești un om foarte, foarte bun care se preocupă de toți ceilalți și vorbești despre oamenii care stau la bloc, nu doar despre cei care stau la casă. Adică nu te gândești mai la tine.
Da, și din păcate oamenii care stau la bloc sunt, se pare, și mai afectați de aceste majorări despre care noi am tot vorbit în zilele trecute. Cine stă la bloc, le anunță evs.ro, va primi mai mulți bani la va plăti mai mulți bani la întreținere, există niște condiții clare. Din păcate, uite, vezi că ni s-a întâmplat și nouă mai devreme. Copiii cu vârsta mai mică de 7 ani nu vor mai fi excluși, și nebuni de altfel, nu vor mai putea fi excluși din rândul persoanelor pentru care se plătesc cheltuieli de întreținere, iar pentru cei de până la 14 ani, cheltuielile de întreținere nu se vor reduce, deoarece proiectul de lege ce conținea măsuri a fost respins definitiv de Camera Deputaților. Deci după ce că carcalac, după ce că frig, după ce că s-au majorat oricum toate prețurile la tot ce înseamnă energie, gaze naturale și așa mai departe, mai vine și sucăleala asta peste noi, copiii practic vor fi băgați la întreținere. Vorbim evident despre cei care stau la bloc. Bine, mai vorbim despre două categorii de persoane, cei care fac baie și cei care fac duș. Eu făceam duș, fratele meu făcea baie cu spumă, cu multă apă. Mi se pare normal să-l bage la întreținere, de ce nu? Aș pe tine să te scoată, că tu ai fost cu mințică. Da, noi practic compensăm, așa că... Doamne, uite, vezi, nu m-am gândit la... Ia să mă gândesc eu la Puradei. Ia să mă gândesc gândește-te, eu la... Nu mai... Gândește-te la ei, dar gândește-te și la ai noștri colegi, zic. Da, ai văzut? Am văzut. Am văzut și Gabi, să le arătăm și celor de acasă. Da, colega noastră, un nou material despre echipa minunată de la Metropola TV și de la un nou material despre oamenii minunați de la Metropola TV, care toți sunt foarte important. Sunt specialiști în domeniul lor sau au informații foarte multe despre lucrurile pe care le discută în emisiunile pe care le prezintă. Vorbim astăzi despre psihologul Gabriela Maluf. A apărut un interviu pe Cudica.ro ieri, cred. Ea este vedeta Metropola TV, colega noastră, care prezintă emisiunea Fenomen Social. E o emisiune de psihologie, despre psihologie, pe teme psihologice, și de asta făceam eu cumva referire la povestea asta cu faptul că toți colegii noștri care vorbesc pe post sunt specialiști, uitați-vă la mine. Așa, ea este psiholog de meserie și a vorbit foarte frumos pentru Cudica.ro despre ce și cum trebuie să facem ca să creștem copii echilibrați și să ne asigurăm că vor fi adulți fericiți. Uite, o să-ți curm suferința din această dimineață, să știi că a decurs foarte bine intervenția ta pe Skype și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să ne vedem chiar și așa, și o să încercăm și mâine. Nu, mâine nu încercăm, mâine ai treabă cu frății. Luni de luni încercăm. De luni, mai încercăm o dată luni, uite, îți las un weekend la dispoziție să exersezi. Da, și promit să închid sub cheie tot ce înseamnă suflare omenească de această casă. Nu, lasă, că e foarte, foarte bine și naturală. Îți mulțumim tare mult. Și dacă am vorbit despre... Și noi te pupăm, Ileana, dacă am vorbit despre bine și natural, să vedem ce se întâmplă cu vremea. Vremea, să știți că va continua să se răcească, devenind deosebit de rece pentru această dată în sud și local în estul și centrul țării. Va ploua local în Banat și Oltenia, pe arii mai restrânse în Dobrogea și în zona de munte și doar izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 19 grade în Crișana.
Doamnelor și domnilor, avem nevoie de o bine meritată pauză, dar ne întoarcem foarte, foarte repede, iar subiectul pe care îl vom dezbate mai departe este stresul nostru, cel de toate zilele. Vom încerca să descoperim dacă stresul este bun sau nu. Rămâneți alături de noi, în vreo 5 minuțele ne întoarcem.